Slătinenii care nu au reușit să fie prezenți la deschiderea expoziției de pictură a artistului Paul Tudor Balș mai au la dispoziție încă o lună să admire lucrările și de ce nu să le și achiziționeze. Fiecare tablou are o cromatică deosebită. Artistul a reușit să surprindă în tablourile sale mai multe aspecte. Pictează flori, pictează naturi statice, nuduri, compoziții, cam toată paleta necesară unui pictor la maturitate. Seriozitatea este primul lucru pe care putem să-l observăm, stăruința în fața șebaletului, jocul sufletesc cu culorile, astfel încât slatina poate să fie mândră că, iată, în această sală găzduiește o expoziție de forță și sensibilitate, o îngemânare extraordinară între forță și delicatețe. Pictorul speră ca această expoziție să fie o încântare pentru publicul slătinean. În prezenta expoziție am 60 de lucrări, lucrări din mai multe perioade. După cum bine se vede, am peisaj, pictură suprarealistă, natură statică. Toate aceste lucrări formează un tot unitar. Este o expoziție pe care o deschid la un interval de 10 ani în această sală, într-o sală primitoare, o sală foarte frumoasă și în care mă simt ca acasă, alături de prietenii mei. Criticii apreciază lucrările pictorului ca având o calitate impresionantă, ce reiese din faptul că este un bun colorist și desenator. De-a lungul carierei sale, artistul a reușit să atingă majoritatea stilurilor. Expoziția de astăzi e într-un fel, are, dacă vreți, caracter retrospectiv și nu prin ceea ce se înțelege având în vedere o serie de lucrări din diferite etape, ci pentru că aici întâlnim cam toate etapele pe care el le-a ars, le-a parcurs de-a lungul timpului, de la o tehnică impresionistă aplicată pe o pictură, să-i spunem, aproape realistă. Sunt o serie de lucrări tratate în modalitatea suprarealismului, care i-a marcat o anumită perioadă, un deceniu din creația sa. Apoi sunt o serie întreagă de peisaje și naturi statice care amintesc de asemenea de o perioadă foarte lungă de două decenii din creația sa. Vernisajul de la Slatina s-a bucurat de aprecierea multor iubitori de artă, oameni de cultură și prieteni ai artistului.